În ședința de Consiliu Ordinară pe luna ianuarie s-au aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Lugoj. Primul criteriu de acces este că titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri destinată închirierii trebuie să fie major în vârstă de până la 35 de ani la data de depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau unități în care își desfășoară activitatea în municipiul Lugoj. Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj sunt situația locativă actuală, starea civilă actuală, starea de sănătate actuală, vechimea cererii solicitantului, nivelul de studii și/sau pregătire profesională, situații locative sau sociale deosebite dacă provine din case de ocrotire socială, tineri care au adoptat sau adoptă copii sau au fost evacuați din case naționalizate și venitul mediu net lunar pe membru de familie.